Mai mulți elevi de gimnazială și părinții acestora susțin că micuții sunt bătuți de cadrele didactice din Unitatea de Învățământ Hunedoreană. În urma discuției cu oamenii legii s-a demarat de îndată o anchetă. Părinții îi acuză pe directoarea acestei școli și pe fiul acesteia care predă informatică. Copilul venea de la ore și îmi spunea: mami, ne bate, ne dă cu pumnii în cap, noi nu mai suportăm. Și l-am întrebat dacă numai cu el face așa și mi-a zis că și cu ceilalți colegi la fel procedează. Mi-a mai spus băiatul meu că în sala unde se depozitează cornurile și laptele s-a format o cameră de tortură și că acolo sunt băgați copiii și bătuți. Am depus plângere la poliție împotriva doamnei directoare, împotriva băiatului ei, care este profesor aici de informatică, și împotriva domnului șofer, a declarat mama unui copil, șocat de ceea ce se întâmplă la ore. Pe lângă polițiști și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara au demarat o anchetă, scrie portalul servuspres.ro. Ancheta este în derulare și, în funcție de rezultate, vom vedea ce măsuri se impun a fi luate, a precizat inspectorul școlar general adjunct.